Da, în primul rând întâlnim un adversar care a fost în play-off-ul sezonului trecut, un adversar care în ultimele sezoane de Liga 1 a obținut performanțe bune, un club bine organizat. Au lăsat impresia la acest început de campionat care avea probleme grave de efectiv și așa a fost până la un moment dat. S-a văzut și în prima etapă la voluntari, însă începând cu jocul de etapa trecută cu FC Argeș, lucrurile s-au rezolvat la ei, atât numeric, au făcut foarte multe transferuri, au transferat jucători buni și au păstrat antrenorul cu care au încheiat sezonul trecut, un antrenor pe care îl respect, un antrenor cu multă experiență și cu rezultate foarte bune în România și au păstrat un nucleu de jucători buni, foarte buni și în jurul lor reconstruiesc această echipă nouă din acest sezon, mă refer la Larie, la Popa, la Dropa, la Nasser, la Cardozo. Deci impresia e una falsă că au avut probleme, dar și le-au rezolvat și etapa trecută au avut o prestanță solidă, reușind să câștige meciul cu FC Argeș. Din punctul ăsta de vedere, mă aștept la un meci greu, echilibrat, v-am spus, o echipă cu jucători buni, o echipă solidă, o echipă periculoasă la faze fixe, o echipă periculoasă pe contraatac. Daniel, cum este lotul echipei noastre? Da, din punctul ăsta de vedere, respir și eu altfel, încep să fiu mulțumit, foarte mulțumit, nu numai numeric, ci și calitativ. Jucătorii care au venit îi consider de calitate, jucători care sper să se integreze cât mai repede, în primul rând să se acomodeze cu echipa, cu orașul, cu fotbalul din România și sunt optimist. Din punctul ăsta de vedere, sunt optimist. Florianu Vanțo deja spunea că sunteți cu toții ca o familie. Da, mă bucur pentru că v-am spus înainte de prima etapă, am găsit o atmosferă tristă la echipă, era și normal, a fost și pandemia asta, fotbal schimbat, jucătorii s-au confruntat cu o situație nouă cu care s-au obișnuit pe parcurs. Sunt bucuros că încă o dată am trecut cu bine toți testele pentru COVID, înseamnă că avem jucători responsabili, îi felicit pe această cale, pentru că la problemele care le aveam, asta ne mai lipsea. Da, atmosfera este una bună și mă bucur că și jucătorii spun acest lucru, o simt și eu. Sper să avem parte de rezultate și să întreținem această atmosferă bună, acest entuziasm care se întreține doar prin rezultate. Încă mai aștept jucători? Probabil un atacant și la fel de probabil încă un fundaș central. Și am fi cam închiși pentru perioada asta, dacă mai apare ceva bun sau foarte bun, normal că vom încerca, dar perioada asta până în iarnă, până la Crăciun, cam ăsta va fi lotul într-o proporție foarte mare. Destule asemănări între Politehnica și Gaz Metan, cu multe plecări, da, multe sosiri. Multe sosiri, le-au plecat și lor jucătorii importanți, la fel au plecat și de la Poli. Se întâmplă, e normal ca loturile echipelor să sufere modificări de la sezon la sezon. Din punctul ăsta de vedere, suntem două echipe mult asemănătoare la ce s-a întâmplat și în vară. Singurul lucru e că și-au păstrat antrenorul și stilul. Financiar? Au încasat ceva jucători? Da, puțin, dar e și ăsta un semn bun, pentru că eu glumeam cu ei într-o zi, le-am spus, bă, cred că nici nu mai știți cum se scrie bani. Cuvântul bani nu l-ați mai pronunțat de mult, avem promisiuni și de fapt sunt lucruri certe că în cel mai scurt timp se vor mai rezolva din problemele astea financiare și e important pentru toți, în primul rând restanțele pentru sezonul trecut, pentru că jucătorii au muncit, au suferit foarte mult, au trecut prin perioada asta foarte grea, după care să ne gândim și la noul sezon. Apropo de bani, anul trecut, întreabă jurnaliștii, Mircea Rednic le plătea prime jucătorilor. Tu cum îi motivezi? Mircea Rednic e un caz unic în fotbalul, cred că și mondial, nu știu, dar n-am mai auzit de antrenori să acorde prime. No, motivația e la mine e să
să reușim să ne impunem stilul, să câștigăm jocurile, pentru că astea sunt satisfacțiile cele mai mari. După care, normal, urmează și un plan financiar, pentru că ei joacă pentru familiile lor, joacă pentru multe lucruri. Dar satisfacția la noi e victoria, după care poate câte o zi liberă în plus. Alexandru Crețu, ieșeanul format aici la Poli, a debutat la Națională. Tu ți l-ai dori ca elev? Normal că mi-aș dori un jucător de valoarea lui. A crescut enorm. Bine, era un tânăr plin de calități când l-am cunoscut eu. L-am întâlnit și ca adversar când jucam la Rapid el la Poli. Un jucător plin de calități care a ajuns la maturitate, s-a disciplinat mult din punct de vedere tactic, îi doresc mult succes în continuare la echipa națională și de câte ori văd ieșeni jucând pentru echipa națională, mi-aduc aminte de faptul că aici era considerată o zonă cu multe talente și ne dorim acest lucru pe viitor. Cu siguranță ai urmărit meciurile primei reprezentative. Da. Dacă ar fi să alegi un jucător din prima reprezentativă, pe cine ai alege pentru Poli? Probabil un atacant în momentul de față. La cum a jucat și îmi doream să-l antrenez eu și să-l transform în halul ăsta, a reușit Mirel pe Alibec, cu siguranță. Despre relația cu Florin Manea, întreabă jurnaliștii, cum e? Am văzut și eu ceva prin ziare. Nu, e mai important managerul unui jucător. Eu mi-am dorit tipul ăla de jucător, mai ales că l-am antrenat. Nu mă interesează cine e manager. Nu am discutat personal cu el. Cunoașteți foarte bine, au fost niște lucruri urâte între noi, în primul rând pentru că au fost în presă, lucruri pe care nu doresc să-l mai repet vreodată. Lucrurile pentru mine sunt clare. În momentul când doi oameni au idei, filozofii, păreri diferite despre fotbal, e mai bine ca fiecare să-și vadă de drumul lui și să se ducă fiecare acolo unde filozofia, părerea lui, ideile lui despre fotbal coincid cu ale oamenilor din acel club. Atât și nimic mai mult. Eu nu am discutat cu el și nu știu dacă mai e posibil acest lucru în viitorul apropiat, dar de câte ori mă va interesa un jucător pe care el îl reprezintă, fără niciun fel de problemă voi apela prin intermediari. Mulțumesc foarte mult, succes! Cu mare plăcere!